Atenție, la o reducere a numărului de orașe în adunare, reducerea populației cauzionată pe rostul însemnată, nu a favorat cu câteva mii și a numărului de consilieri județeni și consilieri locali. Guvernul și Fondul Monetar Internațional au convenit să mențină în scrisoare varianta posibilei creșteri în salarii și pensii, anunță publicația Guvernului. Premierul Radu și reprezentanții Fondului Monetar Internațional au convenit ca nu o să fără de intenție să fie menținută prevederea conform căreia salariile din sectorul salarii și pensiile puțin majorate pe bine pe parcursul acestui an, dar că situația economică va permite, fără însă a fi luat urmă așa de concrete. Premierul Emil Box a întâlnit joi seară cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, Comisia Europeană și Băncii Mondiale aflați la București. Guvernul și Fondul Monetar au convenit că prevederea legată de salarii și pensii în scrisoarea precedentă să fie menținută.